Astăzi o să ne jucăm un joculeț nou, numit Subnautica, Subnautica, sau cum vreți voi să ziceți. În acest joculeț este vorba despre caracterul nostru care se prăbușește pe o insulă plină de alte specimene de viață. Și dacă mai vreți să nu uitați să lăsați un like și subscribe, și dacă o să strângă peste 4 like-uri la acest episod, o să începem să facem o serie din el, chiar ar fi puțin cam greu. Dar hai să vedem ce avem aici. Survival, Crash Land on a Dangerous Alien Planet, cum am zis și eu. Scan Vegetation to Manage Hunger Thirst. Adică clasicul Freedom, adică avem numai oxigenul și viața. Hardcore, care nu o să mă joc niciodată pentru că este extrem de greu, și Creative. Dar hai să mergem pe Survival și haideți să așteptăm puțin să ne bagi în joculeț. După cum vedeți, asta e naveta noastră și nu o să ia, cred, extrem de mult până se va încărca, pentru că da. Press any button to continue. Unknown World Entertainment Presence. O să dai eu puțin jocul mai încet. Așa. 2, 1. Ok. Și acum am zburat de pe navetă, după cum vedeți acolo sus, naveta. Și a fost distrusă, nu știm de ce, nu știm cum. Dar a fost distrusă și noi acum o ateriza în apă. Dar înainte să aterizăm în apă, văd că cam o să ne-o luăm în față. Oh. Și am adormit, băieți. Am adormit. Și acum ne-am trezit cu niște foc care trebuie să-l stingem și normal că focul o să îmi dea puțin FPS drop, dar nu contează. Bun, nu știu cu ce... Oh, cu click. Așa, și acum, așa. Ok. Avem tableta asta, care ne arată inventarul. Asta o să fie inventarul nostru și mai mult, o să vedeți. A avut o traumă de cap. Aici avem... Este puțin ca să... Despre dinari bute de mult. Ok. Diferite de pe... Good luck. Ok, deci asta va fi inventarul nostru, după cum vedeți, avem fire extinguisher. Și aici ne punem noi armura, tank, ce mai avem noi. Aici e voice logul, adică în day one tot ce... Aici putem să luăm fotografii. Beacon mail, aici putem... Cred că, da, ne putem schimba cum să se cheme, dar eu o să la jocăm dat așa. După cum vedeți, aici avem titanium, nu mai țin minte cum se joacă, dar o să vedem mai imediat. Climb ladder, e prima dată când ieșim aici. Ne așteaptă o creatură. Și acolo este de aurora, cum îi zic ăștia. Cause unknown. Mai sunt mulți oameni, dar care au murit și mai au niște deasă, dar sunt rupte în apă. După cum vedeți, jocul arată foarte bine, am încercat să-mi dau graficile, după cum vedeți, cât mai mari ca să fie un gameplay cât mai bun. Și haide să mergem în apă să vedem cum e. Wow. No, asta e frumos. Bun, deci din ce țin eu minte, deja avem niște copări. Ăștia... Putem să facem apă din ei și aia putem să facem mâncare, așa că o să luăm cât mai multe din astea două, ca să avem, da, după cum vedeți, ne zice de cupru, da, o să folosim cupru foarte mult în jocul ăsta, vă spun. Dar tot ce ne trebuie acum este puțin titanium și silicon rubber, vedem noi cum se, da, și dacă rămâi, da, uite, pepper. Hai să ne uităm puțin pe tableta noastră. Ok, suntem în apă, nu prea bine. După cum vedeți, stați să văd blueprints, nu? Uite, avem aici pepper și bladderfish. Pentru mine asta mi se par cei doi mai importanți, pentru că fără ăștia... E că poți să faci mâncare și din aceea. Hai să luăm și unde, să vedem cum îl cheamă. Garyfish.
Ok, asta o să-i dau drumul pentru că nu prea cred eu că e cel mai bine să... Nu cred că dă foarte multă mâncare, eu folosesc mai mult. Mai avem și ăștia care sunt ca un... Da, e boomerang, eram sigur. O să lăsăm și pe mine asta afară. Aici avem scrap, uite, grav, trap, dar nu le putem lua încă. Hai să vedem, deci avem 2 copper, deci 2, da, avem și 2 copper, dar avem și 2 titanium. Ce e asta? Creature, nu o să-l iau încă, nu cred că ne ajută neapărat acum. Dacă rămâi fără oxigen, după cum știți, se face ecranul din ce în ce mai negru și la un moment dat o să te trimită înapoi aici și o să-ți pierzi unele iteme. Dar, din ce țin eu minte, avem un spațiu de stocare aici undeva. Da, uitați-l aici. Și avem și mâncare și apă. Perfect, atunci asta o să-l iau la mine. Și astea o să le pun aici. Și la fel și astea, numai că o să las titaniumul la mine. Vaia singur și eu o să-l las la mine deocamdată, nu pot să fie când ai nevoie de el. Aici e practic unde ne putem noi face armură, fin și toate chestiile astea. Vreau să fac mai întâi ăsta, care ne trebuie 3 titanii, numai că noi avem 2 și silicon rubber, care mergem acum după el. Și dacă vrem putem să ieșim și pe aici, mie mi se pare mai fain să ieși pe aici, după animație. Și pe undeva pe aici am impresia că, da, uitați pe aici, dacă ne apropiem foarte mult o să ne dea radiații, dar trebuie să mergem neapărat aici. Și dacă uitați voi bine, nu suntem foarte departe, adică suntem destul de departe, nu suntem foarte departe de ea, adică avem șanse să luăm radiații. Uitați-l pe micuțul ăsta și ăsta, și ăsta dă apică. Ceea ce înseamnă că putem folosi ca sursă de apă. Avem și niște scrap pe aici, sunt altfel de pești care te atacă, dar înainte ca ei să ne atace, sperăm că o să vadă încă bine pe episod, pentru că, da, ia uitați-l, l-am auzit, uitați-l, uitați-l acela, care ia scrap-ul, pentru, nu știu pentru ce, dar îl ia. Așa, sperăm că nu o să-mi dea foarte multe FPS drop și o să se vadă destul de bine. Dar după cum am zis, 3 like-uri sau 4 și facem o serie din el. Sau o să obișnuiască calculatorul cu joc. După cum vedeți, încă iese fum de aici. Hai să vedem și cum urcă pe aici și cum intrăm pe aici. E fain și așa. Bun. Și acum, ne ducem aici, aici ne putem face mâncărică. Dar nu o să facem încă mâncărică. Și o să punem ăsta aici, ăsta aici și o să mergem aici, în aici și o să transformăm tot Creep Vine Seed Cluster în silicon rubber, care o să ne dea foarte mult silicon rubber. Și probabil o să vă gândiți că de ce face atâtea silicon rubber. Bun, o să avem nevoie pe parcurs extrem de mult silicon rubber. Așa că încerc acum să fac cât mai mult să-l stochez acolo. Mai ales că ia doar un slot. Așa. Bun. Și după cum vedeți, avem extrem de mult de silicon rubber. Dar nu o să-l punem pe tot. O să las 4 la mine. Să vedem ce putem să facem. Am impresia, da, putem să facem survival knife. Îl facem mai întâi pe ăsta. E foarte bun survival knife-ul. Acesta îl putem folosi ca să facem, uite, avem și un medkit aici. Dăm un save. Deocamdată putem să folosim numai pe asta, dar e destul de bun ca să ne ajute la început. Și acum că am folosit niște titanium, trebuie să mergem după mai mult titanium ca să putem să ne facem și un tank. Ca să putem să nu tank din acela care știți voi, un tank de oxigen. Pentru a avea mai mult oxigen în apă și ca să putem să explorăm mai mult. După cum vedeți, deja mi s-a dus destul de mult în oxigen. Oh, nu! Urăși pește ăștia. Ăștia bubuie. După cum ați văzut, mi-a luat foarte mult din viață.
Și hai să intrăm înapoi în chestii, dacă îl mai găsesc. Așa, ies din chestiile astea și lasă un cave sulfur care trebuie să-l luăm pentru că o să ne ajute mai târziu. Așa. Oh, aici avem extrem de multe chestii. Silver. Oh, hole fish. Eu că are un hole acolo, am înțeles. Mă trebuie oxigen, quartz. Eu, cum vedeți, găsim foarte multe iteme care să ne ajute pe parcurs. Dar neapărat vreau să-mi fac eat something. Ok, bine, jocule, mergem acum să mâncăm. A, dar stai că avem aici. Stai, am dat? Nu. Cum dau consum? Consum și asta. Ok, gata, e perfect, nu mai trebuie să mai mergem să mâncăm. Am mâncat sub apă, foarte normal. Uitați, vedeți peștele? Și acum fugim. Ați văzut? Și nu ne-a mai bubuit, deci trebuie să fim foarte atenți, să ne uităm după fiecare de asta. Pentru că ne trebuie niște cave sulfur. Trebuie să găsim un titanium, deci avem 2 titanium din 3. Aoleu. Wow! După cum vedeți aici, e paradisul globar fishilor. Putem să luăm de aici cât apă vrem noi, putem să facem din ei. Apropo, dacă vă jucați Subnautica, poate sunt mai profesioniști, dar ăștia care încep să joace și nu prea știu să joace, vreau să vă spun că dacă vreți să aveți un început destul de bun, nu luați foarte mulți din aceștia, ca să-i mai lăsați să se mai refacă, să se respawneze. Trebuie să fie mai mult ca să respawneze, ca după aceea să aveți apă, un stoc de apă destul de bun. După cum vedeți, acest fish, care Gary Fish, are astea roșii când este noapte, ceea ce este foarte fain. Și în podul nostru, live podul nostru este 5, ceea ce o să se implice când la story mode. Bun, acum mergem aici și facem un tank. Așa, perfect. Așa, ne trebuie un silicon rubber. Haideți să punem totul aici. Se pare că nu mai avem loc în inventar, dar totul este bine. O să luăm un de ăsta și haideți să ne facem un air blader, cum îi spun eu. O să-l pun pe 3. Așa, și acum îl avem pe acesta care o să ne ducă înapoi sus, dacă dăm așa, și ne duce sus, în caz că rămâne fără oxigen. Și acum, după cum vedeți, avem 75 oxigen, ne scade numai, ne scade mult mai puțin decât de obicei. Putem să mergem mai mult prin apă, ceea ce contează extrem de mult. Să vedem. Hello! Ar trebui, dacă dau așa, să primim, da, primim de asta. Bun, hai să mergem înapoi să mai dăm un sort de 14 minute, cred că este de ajuns ca primul episod. Bun. Păi, cam acesta este jocul. Eu sper că v-a plăcut, după cum vedeți, ținem la Coral Tip Sample. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și subscribe dacă vreți să mai continuăm și noi ne revedem în episodul viitor. Pa, pa!